Inconștiența, teribilismul, lipsa de respect pentru viața celor din jur au avut ca și consecințe producerea unui grav accident rutier pe raza localității Băcia. Aseară, în jurul orei 22:30, un tânăr de 17 ani din Suceava, fără permis auto și care conducea un autoturism fără știrea proprietarului, a intrat în coliziune cu un autocar în care erau 21 de muncitori străini. În urma impactului, tânărul și pasagerul din autoturism și-au pierdut viața, iar 19 pasageri din autocar au suferit răni, fiind internați la 3 spitale din județ. În urma producerii evenimentului, la ora 22:40, a fost activat planul roșu de intervenție. Un grav accident rutier produs în urma impactului dintre un autoturism și un autobuz a avut loc seara trecută în localitatea Băcia, pe drumul național 66, în apropiere de orașul Călan. În urma producerii evenimentului a fost activat planul roșu de intervenție. În urma coliziunii dintre cele două autovehicule, șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 17 ani, a decedat. Alte 21 de persoane au fost transportate pentru evaluare și asistență medicală de specialitate la spitalele din Deva, 7 persoane, Hunedoara, 6 persoane și Orăștie, 8. O persoană dintre cele transportate la UPU Deva, pasager în autoturism, a decedat la spital. Echipajele de pompieri ale ISU Hunedoara au acționat cu două autospeciale de intervenție, o autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURD și 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, iar Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara a acționat cu 6 echipaje medicale. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 23:48. Poliția a demarat imediat cercetările cu privire la cauzele producerii accidentului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție care au efectuat cercetări, stabilind faptul că autoturismul implicat în evenimentul rutier ar fi fost condus de un minor în vârstă de 17 ani care nu poseda permis de conducere. Acesta ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autocar ce circula regulamentar din sensul opus de mers. Din păcate, în urma impactului a rezultat decesul atât al minorului în vârstă de 17 ani, cât și a unui pasager din autoturism, un bărbat în vârstă de 45 de ani. Totodată, din autocar au fost rănite 19 persoane, ce au fost transportate la 3 unități medicale în vederea acordării de îngrijiri medicale. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Minorul și pasagerul din autoturism care și-au pierdut viața erau rude cu domiciliile în județele Suceava și Giurgiu. Muncitorii străini din autocar erau din Sri Lanka, India și Pakistan.